Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou horoscop. Vom discuta despre acele predispoziții pe care le aveți, energiile care vin spre voi și sfaturile lunii, poate numărul vostru norocos, numărul care vă ghidează, starea voastră, obstacolul vostru și binecuvântarea din această lună. Despre toate acestea vom vorbi în această etalare și nu uitați că este o etalare generală. Ceea ce înseamnă că majoritatea energiilor sunt amestecate de la voi toți. Și în mod clar, acel mesaj care trebuie să fie ascultat de voi va veni pentru voi prin această citire. Neîntâmplător, v-a interesat să ascultați acest clip. Dacă vă doriți și o etalare privată în tarot sau în astrologie, vă rog să mă contactați pe site-ul meu pe www.andrealovin.ro/servicii și alegeți acolo dacă doriți o etalare pe următoarele 3 luni sau următoarele 6 luni. Nu recomand pe mai mult de 6 luni. Sau poate doriți să aflați mai multe despre voi din astrograma natală sau previzională, anul personal, progresii, orice ține de predicții care apar în legătură cu viața voastră personală, cu harta voastră personală. Dacă vă doriți acest lucru, intrați pe www.andrealovin.ro/servicii și alegeți serviciul preferat. Dacă nu, mă bucur oricum că ascultați acest clip și că vă poate ajuta în călătoria vieții voastre. Dacă sunteți pregătiți, haideți să vedem pentru zodia voastră ce urmează în această lună. Pentru Scorpion, vedem că energia este foarte intensă. Vreau să vă zic o energie de dragoste, efectiv. Îmi place ce văd pe de-o parte, pe de alta pot să zic că trebuie să aveți mare grijă cu anumite detalii. Vă zic imediat despre ce e vorba, dar o să încep întâi cu cartea numerologică a lunii, care este mesajul vostru și sfatul. Numărul vostru este 26, care vorbește despre parteneriate de dragoste. Și de când am văzut această carte, când am etalat-o, am rămas așa uimită, m-am bucurat și zic că înseamnă că aici e ceva foarte important, simt asta. Și într-adevăr, în timp ce puneam câte o carte mi se revela mai mult. Și dragilor, aș vrea să vă zic că aceasta este luna iubirii pentru voi. Văd aici și un arhetip al îngerului. Am întrebat ce fel de oameni vin spre voi luna asta cel mai mult și mi-a ieșit îngerul. Îngerul poate să sublinieze ideea că aveți poate o persoană foarte dragă în viața voastră, care e ca un înger, care vă iubește și care își dorește numai bine pentru voi. Dar poate să fie și ideea de îngeri chiar. Poate aveți un înger păzitor, o entitate bună, benefică, ce vă aduce împreună cu cineva. Poate este chiar îngerul iubirii. Da? Fiecare relație are un înger. Mă refer relație, nu așa orice situationship. Așa că, da, mă bucură să văd că sunteți susținuți, că există cineva care ar vrea să vă ajute cu orice aveți nevoie, fără să aștepte nimic în schimb. Dar această carte mi-a pus mie un semn de întrebare, zic, ok, ce e cu această relație de iubire? Vreau să știu mai multe. Și mi-a ieșit așa, câteva cărți. Mi-a ieșit Îngerul Iubirii, apropo de înger. După a ieșit și cartea Îngerul Iubirii. Ceea ce m-a făcut să întăresc mesajul ca acela sigur era Îngerul Iubirii. Îngerul Iubirii întotdeauna apare când există o relație, se naște o relație, da? Chiar dacă ar fi complexă, de exemplu, sunteți cu cineva care mai are pe altcineva sau are copii sau are nu știu ce situație. Sau pur și simplu o relație normală, poate sunteți căsătoriți, da? Îngerul Iubirii vine în aceste situații să ajute relația întotdeauna. Și văzând și iepurașii ăștia, da, spune adevărul. Vor ieși niște adevăruri la suprafață legat de relație, da? Și iepurașii aceștia la fel m-au făcut să mă gândesc la ideea de dragoste și că trebuie să vă ascultați corpul, interesant. Spune adevărul, ascultă-ți corpul, foarte multe mesaje interesante. Poate că simțiți o conexiune cu cineva și vreți să faceți dragoste sau este partenerul vostru. E o energie foarte amestecată aici, sigur, cel mai bine cred că este să faceți o etalare privată, dar vă spun care sunt majoritar energiile. Una dintre aceste energii
este cartea aceasta cu Arta Amorului. Aveți o carte Arta Amorului. Și bonding, această legătură, legare de cineva. S-ar putea în luna aceasta să vă simțiți în luna aceasta mai legați de cineva. Poate din punct de vedere erotic simțiți că aveți o conexiune extraordinară cu cineva, simțiți că sunteți aceeași ființă, o să simțiți foarte multă iubire. Dar văd că sunt și ceva ostilități în această lună. Adică n-aș vrea totuși să omit ideea că vor fi și niște obstacole, da? Văd niște ostilități. Poate ceva din situația voastră sau cineva poate intervine și nu vă lasă să fiți fericiți cu o anumită persoană. Avem și cartea Soțul sau Soția, Spouse, care arată o posibilă căsătorie, da? Deci poate un posibil partener căsătorit, având în vedere că avem și Arta Amorului și Spouse, sau relația voastră cu soțul sau soția se va îmbunătăți. Dar oricum, dacă erați ca într-o despărțire cu cineva, sincer, e foarte posibil să vă împăcați, pentru că aveți cartea, vă veți despărți, dar și împăcarea. Ori de o persoană vă despărțiți, cu alta vă împăcați și să zicem că e ceva complicat, ori pur și simplu după o despărțire, după o pauză, după ceva care doare, cum s-ar spune, da? Va exista o împăcare, da? Asta vreau să vă zic. Totuși există și ceva secrete, n-aș vrea să ignor acest aspect. Țin să cred că ar mai exista o persoană în secret sau voi sunteți persoana din secret, pentru că iubiți pur și simplu. Văd aici o situație în care iubiți pur și simplu, nu mai contează situațiile grele în care veți fi. Văd casa 8-a din astrologie, care e casa sexualității, da? A erosului, și este și casa crizelor, casa secretelor, a moștenirilor. Dar având în vedere cărțile din jur, aici casa 8-a pare mai degrabă casa secretelor, mai ales că aveți o carte cu Nu-mi pare atât de rău, Sorry, not so sorry. Adică, pare rău, dar nu prea. Nu există părere de rău reală. A trebuit să fac asta. Tind să cred că unii dintre voi preferați să iubiți în secret sau, nu știu, să ascundeți niște lucruri în această lună. Sau vi se ascunde. Deci, în cazul în care voi chiar nu aveți absolut nicio treabă cu nimeni, deși la ce văd aici mi-e foarte greu să cred, atunci altcineva ascunde ceva de voi. Poate să fie o relație, poate să fie altceva, dar mare parte o relație. Eu tind să cred că 80% dintre voi aveți pe altcineva sau sunteți cu cineva care mai are pe altcineva și pare că trebuie să fiți foarte puternici luna asta. Mi-au ieșit aproape toate cărțile despre dragoste, parcă e talare de dragoste și nici măcar n-am apucat să vorbesc și despre partea de tarot. Dar pot să zic că aveți o asemănare foarte mare cu cineva, aveți o valoare comună, ceva care e foarte important pentru voi când luați decizia să vă implicați într-o relație. Pentru că eu văd aici o mare, mare asemănare. Mai aveți o carte aici care spune fii puternic sau puternică în credința ta, fă-ți mintea puternică și crezi cu adevărat că totul e posibil. De asemenea, mai aveți aici și mesajul acesta că un rezultat pozitiv e dependent de felul în care gândiți. Văd și perseverența. Voi trebuie să perseverați foarte mult. Că sunt anumite ostilități, probleme, lucruri pe care trebuie să le rezolvați. Pare că vi se cere multă perseverență luna asta, bine? Cartea de tarot care vă ghidează și vă reprezintă, de fapt, este cartea 9 de bâte, care, așa cum puteți vedea și în poză, arată că ați rezistat cu brio în anumite situații ale vieții, poate cu relația, poate cu viața voastră. Este o lună în care încă sunteți în picioare, încă rezistați, mai e puțin până să aveți o mare reușită. Și cumva cartea aceasta mai arată și ideea aceasta că ești un pic rănit, simți că nu mai poți, că lucrurile te depășesc, deși sunteți în picioare, da?
Cartea obstacolului este o carte a pierderii. Arată că vezi doar ce ai pierdut și nu vezi ce ți-a mai rămas. Poate că obstacolul este că vezi doar lucrurile negative, te concentrezi prea mult pe lucrurile negative, pe persoanele care vin așa cu sabia și vă atacă, vorba vine. Da? Vedeți prea mult partea aceasta. Și îmi pare că nu vedeți persoane care vin să vă ajute, deși cu îngerul aici, trebuie să cred că nu vreți să vedeți persoane care vă ajută sau nu vreți să acceptați ajutorul sau sentimentele sau sentimentele altor persoane. Chiar mai aveți aici o carte Storyteller. Am întrebat ce altfel de persoane mai vin spre voi. Storyteller este întotdeauna o persoană care știe să spună o poveste, care e carismatică, care are abilitatea de a exprima viața și experiențele prin tot felul de povești și simboluri. Da? Poate că veți cunoaște persoane foarte inteligente în această lună sau știți o persoană foarte, foarte inteligentă care vă atrage mult. Poate aveți nevoie de cineva care să vă povestească ceva asemănător. Parcă, nu știu, nu vă pasă foarte mult de alte detalii. Parcă vreți să trăiți atât de mult prezentul încât tot aud această idee, nu contează ce spun alții, nu contează că pare riscant, eu vreau să mă implic în ceva. Și pe cartea aceasta de binecuvântare avem o carte destul de dură, Cavalerul de Spade, care ca o binecuvântare arată că nu vă e teamă într-adevăr să riscați, să vă luptați. Binecuvântarea vine din această ostilitate, luptă. Sunt două cărți așa cu sabia, deci clar o să aveți o dispută cu cineva, da? Ia uitați, două persoane care se luptă. Poate vă luptați prin tot felul de povești, experiențe, nu trebuie să fie neapărat ceva fizic, mai degrabă în comunicare, ceva ce povestiți, ceva ce explicați. Parcă sunteți gata să apărați pe cineva sau niște idei. Dar foarte mult veți da nas în nas cu propria persoană sau cu cineva care întruchipează o fostă iubire cumva sau soț, soție dacă aveți. Pentru că văd cartea aceasta de mirror, care înseamnă oglinda, care ce examinează exact cine ești cu adevărat. Cartea oglinda poate să arate că persoana care vă oglindește, da, această carte era exact lângă cartea cu căsătoria, cu soțul, soția. Poate că multe lucruri care vin spre voi sunt lucruri neînvățate din relația cu soțul sau soția sau fosta iubire, să zicem, dacă nu ați fost căsătoriți. Deci mai vin situații care nu au fost vindecate acolo în situațiile actuale ale vieții. Deci atenție că multe lucruri pe care le vedeți sunt părți din voi nevindecate dintr-o relație foarte importantă. Vin lecții în care experimentați mari transformări, mari crize, erotismul, dar și lucruri în care trebuie pur și simplu să fiți discreți, să ascundeți, să purtați o mască, să nu vă arătați așa cum sunteți. Foarte interesant. Parcă vreți să protejați ceva și nu vă arătați oricui. Dacă mai e ceva important, o să mai scot acum câteva cărți, că majoritatea erau despre dragoste. Copacul. Copacul e un semn foarte bun. Lucruri ce țin de familie, de rădăcinile voastre, dar și sănătate bună. Ia să mai vedem. Posibil de a face să aveți cu o persoană blondă sau deschisă la trăsături. Am văzut acum când băteam cărțile, tindea să iasă o carte de genul. Păunul. Ai grijă la mândrie. O, da. Am simțit și eu că sunteți gata să mergeți cu mândria până în pânzele albe. Ok. Oh, lacrimi. O să lăcrimați în luna aceasta. Poate de la această mândrie cineva vă calcă rău de tot pe coadă și izbucniți în lacrimi. Woman, o femeie. Ori o femeie vă face această suferință, poate să fie în cazurile în care sunteți cu cineva care mai are pe cineva. Să vă gândiți că poate de ce nu sunteți voi prima femeie din viața acelei persoane sau cumva gândul la o anumită femeie vă face să plângeți. Ultima carte este biroul. Ai grijă la munca pe care o depui. Da, poate anumite certuri vin și din cauza biroului, din cauza muncii.
dar în același timp poate să vă spun această carte că dacă aveți ceva creativ în minte, dacă vreți să creați ceva frumos, dacă pur și simplu vreți să faceți un proiect sau aveți ceva în minte, nu ezitați să scrieți într-un caiet ceva, dar să aveți grijă de lucrurile voastre. Pare că s-ar putea să nu fiți cei mai atenți cu lucrurile din jur, cu ce faceți. Poate vă stă gândul la dragoste, la o situație mai grea. Trebuie să fiți foarte atenți cu munca voastră, ca nimic să nu se piardă, totul să fie la locul lor în luna asta. Dacă vreți să vedeți în privat mai multe despre viața voastră, printr-o etalare sau consultație în tarot, atunci eu vă aștept cu mare drag pe www.andrealovin.ro/servicii și alegeți exact produsul dorit.